Aproape 100 de sindicaliști în învățământ, finanțe, asistență socială și poliția de frontieră au pichetat marți după amiază sediul prefecturii județului Suceava. La acțiune au participat doar sindicaliști din cadrul Confederației Cartel Alfa, după ce reprezentanții BNS s-au răzgândit cu o zi înainte de protest. Printre principalele revendicări s-au numărat majorarea salariului minim pe economie și alocarea de fonduri pentru drepturile salariale câștigate în instanță. Majorarea salariului minim pe economie pentru anul 2013 la cel puțin 850 de lei. Să nu uităm de acele sentințe judecătorești definitive și irrevocabile pe drepturi salariale care din 2007 sunt prorogate, deci eșalonate de fapt aplicarea lor până în 2016 și solicităm abrogarea ordonanței 71 din 2009, care a dat tonul la aceste tergiversări în plată, deblocarea unor locuri de muncă, atât în sistemul bugetar, atât mă refer aici în primul rând situația cu care ne-am confruntat la începutul acestui an școlar în învățământul sucevean, unde erau nevoie de 240 de cadre didactice. La picătare au participat și 40 de polițiști de frontieră. Principala lor revendicare a fost reînființarea Inspectoratului Județean al Poliției de Frontieră, instituție desființată în 2011 și trecută în subordinea Inspectoratului Poliției de Frontieră Maramureș. Orice hârtie o solicităm de la Sighetul Marmației ajunge la noi în două săptămâni, chiar trei săptămâni, în funcție de cum le procesează și situația operativă din zona de frontieră în acest județ este una care evoluează pe zi ce trece. Sunt localitățile limitrofe din zona frontierei în care populația este foarte săracă și se ocupă în principal contrabanda de țigări. Din cauza asta este foarte dificil să facem față acestei situații operative cu efectivele care sunt în acest moment reduse, v-am spus, undeva la 20% față de începutul anului 2011 și materialele și resursele financiare de care dispunem nu ne sunt suficiente. Adică vorbim de carburant, vorbim de tehnică, chiar dacă am primit programele europene tehnică, atâta vreme când nu avem combustibil, nu avem cu ce circula. Deci ele stau în curte pe post de bibelouri și nu ne ajută cu nimic în acest moment. Reprezentanții sindicaliștilor au fost primiți la discuții de prefectul Florin Sinescu, căruia i-au înaintat și lista de revendicări.